Stimați internauți, în seara asta l-avem invitat pe reputatul actor și om de umor, Adrian Nicolae. Ăsta nu e, este celebrul Fox Mulder din dosarele X? Mi s-a făcut poftă de sifon. Decapitarea... Numărul norocos! 79! Cum poți, mă, să dormi cu tunul lângă tine? Top ce ai? Asta e gluma. Doarme tun! Dacă asta era... Bine, uite, au distrus un orfelinat, da? Da. Care ai, aici, au ieșit viuri, da? Total orfe. Ei, copii, eu am făcut de-astea. Fă cuvânt de onoare. Eram cu Marga Barbu pe Acasă TV, mă! O pupam între țâțe ca nemții. Așa știi clar că nu e bețiv de meserie. Ce? Cum să bei, bă, cu două mâini, că nu-i cafea caldă. Bine, Adrian, unde greșește domnul aici? Păi vă spun. Așa. Deci el joacă o tensiune interioară. Așa. Și el știe, bă, eu am 5 minute de cadru strâns pe mine, ce morții mei fac? Păi să bea whisky cu două mâini să înghit în sec. Și pe urmă tăiem pe, în interiorul minții tale, când o drogai pe aia în portbagaj. Bine, dacă revenim poți să înghit în sec. Era bun. Bă, meseria ta până la urmă. Poți să înghit în sec. Băi, eu tot visam la o reclamă, așa, la deodorant, în care să ai, bă, bar, tai părul la subra și să se facă albeața aia, da, de reclamă la, reclamă la deodorant stick. Da. Și cum să faci, știi? Să face caimacul ăla. Exact, caimacul ăla. Oh my God. Băi, și să fie un, roșcat cu ditai părul la subra și să facă zdrențele alea și pune un maiu pe el satisfăcut și iese cu o fată la cafenea. Voi vă mai dădeați la cur cu deodorant? Nu, trebuie să recunosc. Nici între coaie și picior? Aia da, dar numai pentru efect comic. Deci știi ce tradiție super mișto au ei? Cover-uri. Da? Băi, tăticule, deci au cover-uri după orice. Și te piși pe tine de râs. Deci s-au ascult cover-uri maghiare la Queen. Calamac, Savarac, Terebelele, Blichet. Deci este so fucking Pictcă. Pe, pe, că mai pun o silabă cu le-n cap, știi? Mectic, mectic, feche, pe. Stai, mă, un pic. Haideți, știți vorbele. Dar îmi place cum e el, cowboy cu pinte, în pula mea, prin pusta maghiară. Da. Umble de colo, colo. Bă, no, te-au trimis un francez în spațiu, de ce? Pentru că... Pentru că se gătește îngrozitor. Cum să nu mănânci lemule în spațiu? Tu dai seama, ăsta nu-și găsește încărcătorul între toate alea. Pe unde pui și ceva la încărcătorul? N-are nevoie, mă, că se încarcă de la soare. Aveți unul de Samsung. Cred că se vorbește despre impotență. Dar oare toate posturile creștine cer bani? O, nu, dar hai să le virăm niște bani doar că să scriem mesaje în soare. Băi, nu, mă, le scrii în ăla, în detalii. Băi, pederaștilor. Sodomiților, ha, ha, lor. Malahie, ha, ha. Malahie, ha, ha. Ăla din stânga seamănă cu Onan. Malahie. Pentru viața sănătoasă faceți mătănii cel puțin 30 de minute fiecare zi. Și pentru viața sănătoasă nu vă rugați la chip cioplit. M-ați convins, frumoasă e creația Domnului. Dar țara asta, mă, în primă, se vede că e făcută Dumnezeu. Păi da, care are toate formele de relief. Cum să nu? Da. Și nu mai zic credința care o conferă la oamenii. Plus care... Plus pizdele, frate. Nu vorbim, bă, nu vorbim. Cum sunt româncele? Nu, uite! Dumnezeu le-a făcut! Nu, no, nu! No. Asta a uitat-o Dumnezeu pe foc. Dacă orice chestie, de exemplu, te acuză biserica, îți vrea, domnule, sunt posedat de diavol. Da. Ei poate să mai zică ceva? Adică la modul... Nu ești, domnule, n-ai nimic, mergi că-ți treci.
Trebuie să ai certificat de posedat. Zău? Cine ți-l liberează? Bănești căcat, Dane. Nimeni nu e atât de ridicol. Se eliberează automat la posedare. Bă, dar îți dă număr de ordine și te duce acolo la legiunea dracilor. Ai intrat până de posedare. Știu că suntem pe HBO 3, dar o să trecem peste asta. Te rog să... Da, mă, dar măcar îți dă banii. Știi? Am visat Netflix. Să plătește. Da, măcar să plătește. Uite, ne-a dat și masă caldă. Ieri am avut sparanghel, știi, tot la verde. Dar ți-a plăcut atunci când ți-a făcut mamaie. De la HBO 4 în jos, aduci tu bani de acasă. Și mâncare. Am intrat în bani să cheamă mama. Am intrat în bani. Da, foarte bună, foarte bun rolul. Asta n-a jucat Bibanu din Operațiunea Monstru. Acolo o știu, mă, pe HBO 3. Numai pe HBO 3. Dacă mai coboară un pic, da. Se vede sub fustă. Ai râs cu ei în operație. Dă-i, bă, la ceva cu albi. Lumumba. Pas. 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 Nu, nu. Lumumba sat. Nu, no, niciun caz. Era 5 la 1. Ăsta mai ale erau brutele de la exterior. Băi, vreau ceva frumos și cu poveste. A, tu, ai pur. Doar asta. Sunt super surprins de faptul că Dan Frânculescu are deblocat canalul de porn. Păi nu mă uit niciodată la ăsta. Păi cu așa poveste subțire, nu mă mir. Cum au ajuns ele aici? Ce își sunt una altă? Dar de unde vine exact ce se întâmplă? Ce-a făcut înainte? Tocmai câștigat o licitație de artă și sărbătoresc. Da. Și am înțeles greșit că vreau să vii să-ți ară bustul. De felul de că n-am mai văzut, că nu știa că se poate și între două femei. Da, mi se pare ciudat. What the fuck? Ăsta-i nou sex, Viorel. 2021, tată. Da, astea nu sunt lesbiene. Nu sunt, se vede clar. Dar primul rând pentru că se sărută între țâțe. Nici o lesbiană decentă, având de ales. Lăsată de Dumnezeu. Nu, cred că de aici e cam cum a pornit. Da. Hai mai de pe Antena 3. Hai, da. I l-a zis Norm Macdonald lui maică-sa și mi se pare atât de drăguț. Ce e verde și are roți. Și aia zice, nu știu. Iarba, a mințit cu roțile. Așa ți pare că se cântă la contrabas? Așa se cântă. Nu se cântă, ați avut contrabas? Ați avut Eu am crescut cu contrabas în casă. Ai voie cu chitara în dreptul așa? Da, ai voie. Dar să nu fie electrică. A fost la asta cu Doru, când Doru România, care are mai multe valențe, cuvântul Dor. Și l-a scos pe unul la tablă, eram în liceu. Și era, bă, dacă e să descriu un om geek, așa e, avea ochelari de-aia groși, cu pistrui sau coșuri amestecate cu pistrui, ce era pe fața lui. Și l-a scos pe tablă și a zis să facă propoziții cu valențele cuvântului Dor. Și prima lui propoziție a fost, mi-e dor de o fată. Sărac. Mi-e dor de o fată. A doua, mă dor testiculele. Ați văzut că mă dor, coaile. Mă dor. Ii să stăpia zic ce mă dor coaile după ea. Mă dor testiculele. Și a treia este, aș vrea să vă goală doar un pic. Dor. Cei care au glaucom și se uită la noi. Să ridice mâna. Nu, dar nu știa că se face Pride și la sat. Da, e Pride. Cum se spune Pride, da. Pride, da. Cred că facem reclame de radio de astea de la sat sau orașe mici pentru branduri mari. De exemplu, textile și tricotaje Gucci. Acum într-o gamă variată de culori și de materiale. Am zis că cele mai bășite chestii au numele Royal. Întotdeauna, întotdeauna, în anii 90 a fost aflux de Royal cum Impex, Regal, Lesa. Da, Regal. Și era Imperial Impex, cum se rele și vindeau suc și hârtie igienică, tec în pula mea. Dar vă știți că în Vâlcea este un magazin second hand de haine, La Bia? Da. Dar el, și în român, în București există cofetărie La Bia, man. La Bia, mă! Cofetărie La Bia, în București. Dar tu știi cum a fost ședința de creație pentru găsirea numelui? Da, știu, păi zic, dar... Și pe mine mă cheamă Bianca, hai să vedem, dar mă rog, prietenii îmi zic Bia.
De la cum să-i zicem noi? Știți ce m-am gândit eu, doamnă? Hai să zicem la buzele pizdii. Nu mă, stați mă, n-avem cum, nu. Nu, n-ai mă. Hai la bia, la bia. Nu merge la buzele pizdii, că știu eu un popas în Drăgășani așa. Care e în cheile de băgăcioare. Tu-ți seama că ăsta, he did his best, cum îl vezi așa îmbrăcat, ca să ajungă la emisiunea asta? Voi râdeți ca proștii, dar mie îmi place să aud un om care e specialist pe domeniul lui, oricât de ciudat ar fi domeniul. Da, și uite că știe, doamne. Uite că... Ce mândră e, la pișap ăsta. Da. E cumva nou val al horticulturii române. Ia e ăștia, vin în urmă. Ia pune hor în horticultură. Pune hor. Ar trebui după o luptă sau nu știu, la sporturile astea, după când câștigă, la care câștigă, ăsta e dreptul să iei și femeia lui ăla pe care l-ai bătut. Și capra. Că n-are ce să mai zică. Pula, bă, te-am bătut. N-ai, ce o să faci? E un episod mai anost și încearcă să dea drumul la conflictele astea artificiale pe zona de reality, știi? Da. Se vede clar. Și încearcă să o scoată din testimonialele trase după. Eu am văzut că s-a uitat ură la mine și atunci am țipat cadrul cu el care răstoarnă un coș de gunoi în alt episod. Eu am văzut că a strănutat în bame. Da. Și a zis, coaie, să nu faci bame azi, că... Da, dar antena 1. Femeia asta e un șarpe. Mereu a avut antena 1 producții foarte mișto și chiar dacă Da, bagă numai de ăștia washed out, mă, știi, problema, efectiv. Nu... Încearcă să dea restart la carieră unor oameni care nu mai au nimic de zis. Da, dar nu zic nu. Nu zic nu. Aici la cap, se auzi prinzi infermoar. O să fie de mai morgă așterna lor. Da. Îți dai seama că au și... Dar mai puțin dramatică. Dar nu știu dacă le zice tot monștri sacri. Că e altă cultură, altă religie. Monștri sacri halal. Da. Halal monștri. Băi, mai țineți minte bancul idiot cu Houston, avem o problemă? Dacă echipajul, primul echipaj era feminin, conversația ar fi fost cu totul altfel. Așa. A fost, Houston, avem o problemă. Ce problemă? Nu, nimic. Nu, hai zi ce problemă. Nu, nimic. Da. Bine, atunci putem să... Oh my God. Da, vă vorbesc din debara. Da. Dă-mi voie să te întreb. Copiii tăi ador foarte repede, nu? Cât de gândită e biblioteca lui din spate pentru ce comunică? Deci are acolo un joc de șah pe care scrie Chess Game, ca să nu crezi că e altceva. Are un album Pink Floyd. Pe umăr, exact. Are albumul. Are acel aparat de fotografiat vintage. Dar înainte să intri în direct, acolo avea altceva. Avea murătură. Da. Ce avea mai bun în casă? Reviste cu femei goale. Șase manele noi. Noi. Împărăția manelelor șase. Mă, Prilipceanu este altă teorie. Ca la sex, să gândește la bunică sau ca să nu tieri. Mă-și mușcă buzele, mult. Căței. Adevărul că arată bine. Căței pula în gură. Căței pula în gură. Mi-a povestit un prieten că un muncitor în fața unui șantier ieșise în drum ca să dirigeze o mașină de asta mare care ieșea de acolo. Și nu se vedea încă mașina, deci șoferii pe care îi oprea ăla nu vedeau de ce îi oprește. Prea un nebun care oprește mașina. Și a ieșit acest muncitor și a oprit și ăla de lângă el din mașină ăsta, aia oprește. Și ăla de mașină a zis, de ce? Și l-a zis ca să nu-ți fut una în gură. Avea două variante. Long story sau ce? Long story. Domnule, ce se întâmplă? Aici e un șantier, este o mașină de mare tonaj. Și a optat pe concizie, știi? Băi, știi ce mi-ar plăcea mie? Mafia gunoaielor, despre care se tot vorbește acum, să fie ca în Captain Planet. Să nu fie oameni îmbrăcați la costum care au o grămadă de bani și trăiesc foarte bine. Villain, ci să aibă, să fie villain care să aibă elemente din cum era ăla din Captain Planet, nu mai știu cum îl chema pe unul din villain. Fracție umedă. Zamă de pepene. Ăștia fac după gustul meu același lucru pe care îl făceau odinioară. Birlic.
Nu. Ăștia care făceau reclame și care încercau să asocieze produsul lui cu ceva românesc. Și de fiecare dată când încercau să găsească un soi de chestie românească, bă, erau bădărânie sinistră, da, 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 da. De fiecare dată. Facem reclamă la bere, da? Oameni la masă, vine unul din străinătate. Băi, dar la voi acolo la mâncare, să mă sushi. Exact, da, da. Haide, domnule, hai să ne distrăm românește. Băi, ce mai faci, mă, fi? Tu ai intrat la facultate? Nu, domnule, a murit de holeră. Borsec! E bună, e rece, te înțeapă la limbă. N-ai nicio treabă. Borsec! Ia zi-mă la voi acolo. Borsec! Băi, ce mai faci, mă, la micul tău? La sfâșia câini, intru spre școală. Borsec! Apă românească! E bună, e rece, te înțeapă la limbă. N-ai nicio treabă. Borsec! Apă românească pentru probleme românești. Borsec! Noi românii, după ce ne căcăm pe clanță, ne place să bem un vin bun. Și exact, toate reclamele care apelau la toate reclamele care apelau la chestia asta românească, deci românismul nu era. Hai, mă, uite, domne, Eminescu, facem o campanie așa la da. Lejeran, jur. Facem, sigur că. Hei, ești român? Te caci în curte? Ești român, Lejeran. Te îmbraci ca să te duci să te caci? Îți tragi ceva pe tine ca să te caci? Nu te supăra, te caci la mura, pune ceva pe tine. Auzi, dar mai era aia cu Cabral. Îți tragi ceva pe tine, te duci, te caci. Avea Cabral o chestie cu tot așa. Dom'le, noi români când ne întâlnim la o, nu știu ce. Da. Și tot așa, tot da, acolo tip, trebuia să fie, bă, popular, mă. Dar da. Care e targetul nostru? Dom'le, oameni săraci. Da, da. A, bine, noi românii, când ne batem soția, dom'le, ne place să folosim răzătoarea Werner. Băiete, aveți mici? Eu, atunci două mici. Mai era. Doamne, cât de român. Nouă românilor, ne place când facem grătar. Să alergi un copil în puța goală pe acolo. Bă, știi, pe bancula, auziți? Vreau și eu o bere la țap și câte o limonadă la caprele astea. Asta e ăla de la Survivor, nu? Costin Cambir e băiatul din dreapta. Oh my God. Uite, Ovidiu Gherasim, actor și regizor la Giurgiu. Eu nu mai pot să mă uit la reclame ca voi români. Să mă uit ca profesioniști la reclame. Văd de unde mai pot să împrumut un bani, știi? Să fac noi actorii noi români. Actorii noi români. Actorii români. Bă, când murim de foame, îmi place să murim de foame pe o canapea de la Mob Expert. Când s-au fi mai mulți băieți s-au dus la târfe, și unul mai timid, așa, în fine, a intrat ultimul, s-a întors și a întrebat unul, ai dat o muie, ce a fost? Băi, stai, doar reciclarea bancului. Băi, cu bă moldovene, voi la Moldova aveți bideu? Mine m-a amuzat foarte tare, de când eram mic, un banc cu iepurașul care era lachie. Și tu voiai să bageți seama cursul, peste tot, se ducea peste tot unde se ducea. Și tot urmărindu-l așa, la un moment dat ursul trece pe lângă vulpe și zice, băi vulpe, vezi că ți-ai uitat chiloții la mine ultima dată când ai fost. Dar eu nu-s băia rău, uite, să treci pe la mine, să ți dau înapoi, știi? Ha, ha, ha. Și furașul după el zice, bă, ursule, să știi că ai făcut foarte bine, că de tine era prea mici, de mine prea mari. Acest caracter naiv de tine, he got me every time. Vă mai știți pe ăla care dă muie la pește, românul ăla? Mai trăiește oare? Aș vrea să-l... Aș vrea să-l aduc în emisiune. Doi actori, coală de hârtie, care joacă doi țigani dintr-o șatră. Bum. Asta e. Așa văd scenariul asta. Haideți, băieți, mușciu, că nu mai... Hai, mă, de la meci? Sobo. De la meci. De la meci.